Dacă în turul Franței duelul dintre spaniolul Alberto Contador și britanicul Chris Froome nu a mai avut loc din cauza abandonurilor celor doi, Vuelta a fost mult mai darnică și a oferit o bătaie roată la roată între cei mai buni cicliști din lume. Spaniolul și-a controlat rivalii pe ultima ascensiune și a dat lovitura în ultimul kilometru, atunci când l-a lăsat în urmă pe Froome, care a terminat etapa pe 2 la 16 secunde în spatele lui Contador. Podiumul etapei a fost completat de un alt spaniol, Alejandro Valverde, care a trecut linia de sosire la aproape un minut de lider. Configurația clasamentului este aceeași și la general, acolo unde Alberto Contador are un ecart de 1 minut și 37 de secunde în fața britanicului Chris Froome. În această seară va avea loc ultima etapă a Turului Spaniei, un contratimp individual de 9,7 km, la finalul căruia Alberto Contador ar putea deveni pentru a treia oară câștigător în Vuelta, după edițiile din 2008 și 2012.